Să trăiți bine, ați venit din nou! Da, mulțumesc! De data asta credeți că aveți vreo șansă? Nu cred, pentru că sunt cu aciditate la stomac. Aciditatea la stomac. Aveți că... nu e așa cu bulbuci? Da, așa. Ești pe mine. Vă rog să puneți pe altcineva înainte. Nu, da, să puneți pe altcineva să-i gândiți. Dacă nu ai toate condițiile, dacă nu ești sănătos perfect, nu poți să dai randament în muzică. Și un deget, dacă te doare, nu poți să cânti bine. Uite, am un spectacol la care... Mai ales că eu acum mă lupt cu aciditate la stomac. Din cauza dulciului nu am reușit toți ăștia anii ăștia să fac ajung la performanță. Aciditate la stomac. Și m-a luat chiar acum. Bună seara! Bună seara, bună seara! Mai cu energie, haideți, ce faceți? Ce energie, că acum m-a solicitat doctorul. Dar ce ați pățit? Ce s-a întâmplat exact? Am o aciditate la stomac. Vreți să vezi puțin apă? Cred că îmi trebuie. Nu e și o problemă, eu am apă pentru toată lumea. Păi, luați asta și beți liniștit, stați liniștit. Dar și tu, darnic, ai dat 3 grame. Asta mi-a rămas. Asta e pe... Haideți că vă dau un pahar cu apă. E bărbatul perfect, el nu bea apă, da. Mănâncă. E iubit de toate femeile. Haideți că v-am făcut să mai și râdeți, da? Fumați? Asta trebuie să vă apucați de fumat. Măi, du-te cu fumatul de aici. Nu, deci dacă n-ai un trifermen la tine, odată... Se ia imediat. Nu trebuie să mâncați dimineața fructe, se fermentează acolo. Păi, dar sunt lacto-vegetarian acum. Lacto-vegetarian? Cred că de la lapte, eu m-am întrerupt laptele odată. Când făcea aciditatea și n-am mai băut lapte. Nu mai mâncați brânzet. Beți apa ca să vă facă bine. Eu și eu. Doamne! Mai bezi că agititatea trebuie să se curețe. Eu trebuie să vin aici la București ca să vă contactez. Pentru ce? Păi să mă mers pe bicicletă. Împreună. Să mergem pe bicicletă? Păi tu, pe așa îngă roată. Ați să duc ori pe roată, ori pe două. Prin Herăstrău merg cu bicicleta. Păi iertați-mă că vă întrerup. Eu îmi cer mii de scuze că vă întrerup. Poți să vii spre noi, Horia, să iei domnului paharul. Da. Ține-o paharul? Dacă vreți dumneavoastră, nu sunteți obligat. Băi, ați zis la un film eu aici. Eu vă mulțumesc. Science fiction. Țin paharul la mine, când aveți nevoie îmi faceți semn și vin strâng paharul. Da, bineînțeles. Credeți că aveți forță să cântați acum? Da, știu. Credeți-mă, vreau să vă dau forță, spuneți. Cum se numește piesa? O solemie. Asta. Asta este. Păi când am auzit piesa asta,